1 Ioan, capitolul 3. Vedeți cât de mult ne-a iubit Tatăl, încât să fim numiți copii ai lui Dumnezeu. Și suntem, dar lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar ce vom fi nu s-a arătat încă. Știm că atunci când se va arăta, vom fi asemenea Lui, fiindcă Îl vom vedea așa cum este. Și oricine are această nădejde în El, devine curat, așa cum El este curat. Oricine săvârșește păcat, săvârșește nelegiuire, căci păcatul este nelegiuire. Știți că El s-a arătat ca să ridice păcatele, și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut și nici nu l-a cunoscut. Copiii mei, să nu vă înșele nimeni. Cel care înfăptuiește dreptatea este drept, așa cum El este drept. Cel care săvârșește păcatul este de la diavol, pentru că diavolul a păcătuit încă de la început. Pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine s-a născut din Dumnezeu nu săvârșește păcat, căci sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, pentru că s-a născut din Dumnezeu. Prin aceasta se arată care sunt copiii lui Dumnezeu și care sunt copiii diavolului. Oricine nu săvârșește dreptatea și nu-l iubește pe fratele său, nu este din Dumnezeu. Pentru că aceasta este vestea pe care ați auzit-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Nu asemenea lui Cain, care era de la cel rău și care l-a ucis pe fratele său. Și din ce cauză l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau drepte. Să nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Noi știm că am trecut de la moarte la viață, fiindcă iubim pe frați. Cel care nu iubește rămâne în moarte. Oricine nu-l iubește pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș nu are viața veșnică în el, viață care să rămână în el. Prin aceasta am cunoscut iubirea. El și-a dat viața pentru noi. De aceea și noi trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dacă cineva are bogățiile lumii și îl vede pe fratele său că se află în nevoie și își închide inima față de el, cum să rămână în el iubirea lui Dumnezeu? Copiii mei, să nu iubim cu vorba, nici prin cuvinte, ci cu fapta și cu adevărul. Și prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile noastre înaintea Lui, căci chiar dacă inimile noastre ne condamnă, Dumnezeu este mai mare decât inimile noastre și cunoaște totul. Prea iubiților, dacă inima noastră nu ne condamnă, avem îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Și orice am cere vom primi de la El, pentru că păzim poruncile Lui și înfăptuim ceea ce este plăcut înaintea Lui. Și aceasta este porunca Lui, să credem în numele Fiului Său Iisus Hristos și să ne iubim unii pe alții, după cum ne-a dat poruncă. Și cel ce păzește poruncile Lui rămâne în El și Dumnezeu rămâne în El. Din aceasta cunoaștem că rămâne în noi. Din Duhul pe care